deschidem serviciul divin. Deschidem serviciul divin cu cântarea 439. Părinte Ceresc, venim cu respect la picioarele tale să-ți aducem glorie, mărire, cinste și închinare, căci ție ți se cuvine. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești cu noi în fiecare zi și în fiecare clipă. Îți mulțumim că ne-ai înfiat și că ne numești copii ai Tăi. Îți mulțumim, Doamne, că fiecare clipă trăită cu Tine este un balsam pentru sufletele noastre. Te rugăm să lași în sufletul nostru pacea Ta. Te rugăm să lași în biserica noastră pacea Ta, Doamne. Te rugăm să lași în țara noastră pacea Ta. Ai grijă de noi. Ne predăm în brațul Tău puternic, așa cum o facem mereu. Și știm că atât timp cât suntem lângă Tine, totul va fi bine. În numele scump al Domnului Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în vechi ține îndurarea Lui, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Este sabatul experiențelor și Domnul ne invită în această zi, dorește să ne arate cât de minunat lucrează în viața celor care își deschid inima înaintea Lui. De aceea o invit în fața aici pe doamna Adela să ne mărturisească experiența. Pace tuturor!
Am un pic emoții, dar o să încep așa cu... Câte minute am? 5? Ok. E important ca să știu cum. O să încep cu ceea ce cred eu că e începutul, respectiv faptul că m-am născut într-o familie în care mama, când eu aveam în jur de 10 ani, cred, a devenit adventistă împreună cu toate cele 3 surori ale ei. Da, ele au o experiență interesantă, dar mama nu va vorbi niciodată de aici. Și am fost foarte supărată pentru că asta pentru mine la vremea respectivă când intram în adolescență a însemnat așa un pic de... mi-era rușine cu lucrul acesta și după aceea viața mea s-a schimbat foarte mult în rău, într-un mod obiectiv, pentru că noi stăteam în apartamentul bunicii, care era ca o zgripțuroaică și care niciodată nu, un apartament cu 2 camere de 42 de metri pătrați și s-au mai născut 2 frați, deci eram 6 persoane în acești 42 de metri pătrați. Nu a fost foarte plăcut. Și acești 2 frați s-au născut în urma trecerii la credința mamei mele. Iar eu am perceput lucrul ăsta ca pe ceva foarte rău. Surorile ei, de câte ori veneau, 2 dintre ele, cea din Italia și cea de la Pitești, nu știau să vorbească despre altceva. Iar eu nu înțelegeam de ce nu pot să ai și alte subiecte, când există atâtea alte subiecte. Pe cea de la Pitești o consideram pur și simplu habotnică, iar pe cea din Italia o consideram foarte inteligentă, pentru că e o persoană foarte inteligentă, dar foarte îngustă la minte. Cu toate acestea, cred că lucrurile esențiale din doctrinare ale Bisericii Adventiste le-am găsit ca fiind adevărate. De aceea, de exemplu, în felul meu, că am avut o viață ca un om din lume, însă cred că existau puncte în care am crezut întotdeauna că aceasta este calea cea dreaptă. Și în felul meu, de exemplu, eu țineam sabatul. Nu știa nimeni că eu țin sabatul, dar eu nu m-am spălat niciodată sâmbăta. Evident că ieșeam cu prietenii la un suc, dar asta era altceva, nu spălam. Pentru că așa era accepțiunea mea. La un moment dat, după destul de mulți ani, în care am încercat să fiu corect, asta și datorită educației, că eu cred că educația în familie, dincolo de religie și de doctrină, înseamnă foarte mult. La un moment dat, țin minte că am avut așa, cred că sunt vreo 5 ani de atunci, am avut pentru prima oară un gând, dacă mâine ar veni Domnul Iisus, mă rog, Dumnezeu îi ziceam eu, dacă mâine ar veni Dumnezeu, eu chiar n-aș avea nicio șansă, deci aș rămâne cu fraierii. Și nu trecuse niciodată prin minte până atunci un asemenea gând, ba chiar mă gândeam că sunt printre cei buni și drepți, am fost o persoană plăcută în general prin atitudinea mea care venea din educație și chiar mă gândeam, n-am vrut niciodată să iau postul altcuiva, am refuzat lucruri dacă credeam că pot supăra pe ceilalți și mi se părea că sunt dreaptă și bună, mai ales în comparație cu oia răi și nedrepți. Dar am avut acest gând care nu a venit o singură dată. A mai venit și după aceea nu a fost ceva să mă streseze și să mă frământe zi de zi și seară de seară. Dar a apărut. Le-am menționat pe mătușile mele pentru că ele au cumva un rol în ceea ce, în șarada care a început, pentru că a început o întreagă șaradă. La serviciu în anul 2010 a fost cel mai greu an, cu foarte multe concedieri și cu un stres foarte mare, eu lucrând pe comunicare și e foarte greu să faci comunicare în vreme de criză și făceam comunicare într-un trus de presă și vă dați seama că era cu atât mai greu în zona aceasta de jurnalism. În iarnă
În ianuarie mi-am rupt piciorul la schi. A fost o prostie să merg la schi, pentru că întotdeauna am fost o nesportivă și era absolut previzibil că se poate întâmpla așa ceva. Mi-am rupt piciorul, dar am avut o pace incredibilă. Cele trei luni cât am stat acasă, am zis așa, Doamne, asta e de la tine, pentru că vine concedierea cea mai mare și tu ai făcut în așa fel încât eu să stau acasă, să nu fiu acolo în acest moment greu. Și mai mult, n-am avut un concediu de mai mult de o săptămână, poate maxim 10 zile legate de când am început să lucrez, adică de 12 ani, cred că erau atunci, 10-12 ani, niciodată. Chiar m-am bucurat și m-am simțit bine acasă. După aceea, imediat, am rămas însărcinată, dar deși cumva pregătisem terenul, pentru că aveam 32-33 de ani, fiind, având și experiența fraților mai mici, pentru mine nu a fost nicio așteptare poetică în chestiunea aceasta. Eu am văzut copiii mici și probabil că îi văd în continuare ca pe niște factori care îți disturbă viața complet și pentru totdeauna. Și deși mi-asumasem acest pas, când mi-am dat seama chiar sunt însărcinată și nu mai pot să o iau înapoi, pentru că n-am conceput niciodată, asta e încă una din ideile care mi-au venit de la mama, deși am fost așa de supărată pe ea că a făcut acești doi frați extra, nu am conceput niciodată să întrerup o viață. Și am zis, acum nu mai e scăpare, am fost disperată, o lună de zile am plâns într-una, că urma să fiu mamă și am zis, gata, s-a terminat și cu ieșirile la cafea dimineața și cu tot, s-a terminat. Aveam dreptate, între noi fie spus, dar au venit altele, se compensează cu altele frumoase. Și exact în luna în care am aflat că sunt însărcinată, s-a îmbolnăvit soțul meu. Și s-a îmbolnăvit într-un fel ciudat, amândoi aveam o viață dezorganizată, nu din cauza că ieșeam la bere cu prietenii, chiar n-am făcut asta aproape niciodată, ci din cauza că munceam foarte mult amândoi. Și într-o dimineață, țin minte că eram un pic certați, așa, nu ne-am certat grav niciodată, dar eram un pic certați și mi-a zis, schimbă și tu postul ăla, n-auzi cum face? Și nu făcea niciun fel, era pe realitatea, mergea astea. După care el și-a dat seama că nu mai aude bine și că era sunetul distorsionat din cauza că el nu mai auzea bine. Am mers la doctor, o să e o perioadă lungă de aproape un an de zile în care am văzut probabil 30 de medici în România și afară. Am fost la cei mai buni, cred, și pe unii dintre ei îi respectăm cu adevărat ca și profesioniști. Am avut norocul de a ajunge la cei mai buni pentru că lucrăm în locuri care ne-au permis lucrul ăsta. Și ne-am pus foarte mari speranțe în medici. Cred că cele mai mari speranțe ni le-am pus în Italia, unde am ajuns la cel mai mare spital din Italia, unde se tratează și Berlusconi. Iar la Urechia am ajuns la șeful secției de la San Rafaele. Foarte pe scurt, nu, nici medicii din Italia nu au venit cu o soluție care să rezolve problema. Între timp, deși cred că Ovidiu în perioada aceea nu mai avea vene, de câte analize și de cât sânge luase și repetase zeci și zeci de analize, eu eram foarte tristă și foarte supărată, pentru că mi se părea foarte nedrept așa, cum e posibil chiar acum când sunt și însărcinată se întâmple lucrul ăsta, și eram chiar foarte, cred, spre deprimată așa, eram amândoi cam deprimați. Mătușa din Italia, am avut un mare respect pentru ea, deși amândouă, și mătușa din Pite și mătușa din Italia, erau un pic habotnice. Cred că un lucru foarte important care poate convinge pe ceilalți este că au fost întotdeauna lângă noi. Și spun asta, adică ele au avut cu adevărat o atitudine creștină. Mai ales mătușa din Italia, care a făcut, fără ea cred că n-am fi putut trăi. Cu adevărat. Pentru că tata a murit când noi eram copii, iar mama n-a avut serviciu. Și ea a fost tatăl în casa noastră.
Și acum a fost încă o dată lângă noi și ne-a acordat tot ajutorul, ne-a chemat în Italia. Apropo de mătușa din Pitești, pe care am văzut-o întotdeauna așa de habotnică și vă spun sincer că nici nu o ascultam, ținite că la un moment dat în tot periplul acesta am primit un telefon și mi-a zis: Andeluța, știu că tu nu vrei, dar uite, e un doctor, vine un doctor care e chiar orelist aici la Pitești și nu cere bani, că știi că la noi nu e cu bani. Pentru noi problema banilor chiar nu era o problemă mare. Hai, nu vrei să vii cu Ovidiu să-l vadă, poate? Nu. Deci deja eram așa de sătui de medici, nu era nici nimic împotriva bisericii și împotriva acestui medic, dar văzusem atâția medici, urma să avem programarea în Italia și am zis gata, stop. Am ajuns în Italia, am mers la acest doctor faimos care a fost foarte drăguț și care, de exemplu, ne-a dat numărul lui de mobil. Imaginați-vă cum ar fi ca șeful secției de ORL din spitalul universitar să-ți dea numărul de mobil. Ar fi deja extraordinar. Dar acesta era șeful secției de ORL din San Rafaele și care era conferențiar și e internetul plin de el. E un om recunoscut la nivel internațional. Și a fost așa de drăguț pentru că i-a dat același tratament cu cortizon, care nu rezolvă problema de niciun fel. Și exact când să plecăm din... mersesem cu mașina, că fiind o problemă din zona urechii, nu ne-am dus cu avionul. Când ne întorceam, și-a pierdut iarăși auzul pe drum. Și atunci l-am sunat pe medic, duminică, și ne-a răspuns. Și era și pentru el o mirare și a zis: vă rog, veniți încă o dată să vă mai văd, că e foarte ciudat ce se întâmplă. Și ne-am dus încă o dată, a dat din numeri, într-adevăr testele au ieșit prost, testele de auz care ieșiseră bine înainte, dar a dat din numeri că nu avea efectiv ce să facă. Trebuie să vă mai spun că între timp reușisem să descoperim, cred eu, adevărata problemă care stătea și la baza acestor pierderi de auz. Faptul că soțul meu avea și o problemă hematologică de mult mai puține celule albe decât ar fi fost normal. Și asta era o problemă cu adevărat gravă. Și când am văzut că nici acolo n-am rezolvat nimic, la un moment dat am sunat-o pe Elena, mătușa de la Pitești, și am zis: mai tot ne întoarcem din Italia. Dă-ne și medicul ăsta al tău, să vorbim cu el, să vedem ce o zice și el, că o fi ceva interesant. Între timp urmărisem niște prelegeri pe care le-a ținut la Pitești. Și mi s-a părut foarte interesant, pentru că eu descoperisem, el susține că de cele mai multe ori cauza bolilor sunt gândurile noastre. Gândurile noastre care nu sunt în acord cu proiectul pentru care ne-a făcut Dumnezeu. Foarte pe scurt, e o teorie mai largă, dar el spune că totul în lumea aceasta este creat pentru a da, nu pentru a lua. Iar noi, oamenii, după păcat, am întors acest proiect și am devenit egoiști și noi vrem să luăm. E o teorie destul de largă și frumoasă, nu o dezvolt foarte mult acum, dar am zis, e interesant să ne întâlnim. Și ne-am întâlnit și această persoană cred că a avut o influență foarte mare asupra noastră. E vorba de Horst Müller, nu știu dacă ați auzit vreodată de el. A avut o influență foarte mare asupra noastră pentru că cred că are și foarte multă înțelepciune, în sensul că nu a devenit în niciun fel doctrinar, pur și simplu ne-a arătat doar, a spus doar: citiți Biblia, pentru că acolo puteți găsi foarte multe răspunsuri, și împăcați-vă cu tot, soțului mai ales, să se împace cu toate conflictele posibile pe care le-ar putea avea. El, nu știu, au avut o discuție care e confidențială, nici eu n-am aflat-o niciodată. Poate mi-o spune vreodată ce o venit de atunci. Așa. Cred că astăzi acesta a fost începutul. Am făcut și alte lucruri pentru sănătate, în sensul că am devenit vegetarieni, am încercat, soțul meu a avut o
Voință pe care eu cred că nu mi-aș putea o găsi, că n-am mâncat nici măcar un măr un an și jumătate, doi, pentru că avea zahăr. A avut o voință de fier, pe care a pierdut-o între timp. Și încet, încet după ce am născut, lucrurile au început să meargă mai bine. Între timp, noi chiar am început să studiem Biblia și să citim Ellen White foarte mult. Cred că, da, la mătușa din Italia, în timp ce eram la vizita medicală, am găsit foarte multe cărți de Ellen, toate cărțile, probabil, de Ellen White. Și am citit Dietă și hrană. Atunci am hotărât să devenim vegetarieni și după aceea au fost foarte multe lucruri pe care le-am mai aflat. Însă ceea ce vreau să spun este că la un moment dat cred că lucrul cel mai important a fost atitudinea unor oameni din jurul nostru, o atitudine cu adevărat creștină, dincolo de vorbe și de... de exemplu, și unul din lucrurile care m-au făcut să respect oamenii din această biserică este chiar fratele Boieru, pentru că dumnealui pentru mine este cu adevărat o întruchipare a unui om creștin. Și vă spun sincer că în momentele dificile, atunci când dumnealui a zis că eu mă rog pentru voi, am avut cu adevărat o mare pace, pentru că am simțit că dacă dumnealui se roagă pentru noi, este un lucru mai important decât multe altele. Și după aceea ne-am botezat. Îl rog pe fratele Daniel să poftească cu experiența dânsului. Spun pacea Domnului. Și pentru că timpul e foarte scurt, am hotărât să țin numai un mic exemplu dintr-o experiență, pentru că așa cum sora noastră a venit din lume, fac o mică paranteză, părinții și bunicii mei au fost adventiști. La vârsta de 20 de ani, când puteam să decid, și pentru că a fost și o greșeală a părintelui meu, a tatălui, care a spus întotdeauna, m-a îngrădit într-un cel de nu, să nu te duci cu cei din lume, să nu citești cărți din lume, să nu te uiți la televizor, să nu te duci la cinematograf. M-a făcut să am puțin repulsie față de... A făcut greșeala pentru că nu mi-a explicat și de ce varianta. Dacă te duci, vei păți așa. Dacă nu vei asculta, vei păți așa. Dacă ai contact cu cei din lume, ești puțin înclinat să o iei pe drumul cel rău, lucrurile astea nu prea s-au făcut și dau un sfat celor care sunt părinți să aibă grijă de cum arată lucrurile și cum le explică. Și am plecat în lume și plecat am fost. E o viață care mi-e rușine pentru mine ce s-a întâmplat atunci. Am ajuns cu cercul de prieteni, cu băutură. După aceea făceam lucruri care chiar erau interzise și de regim, de trafic de valută și multe lucruri. Da, da. Eram printre cei mai inteligenți oameni în acest sens, pentru că erau oamenii securității și pe atunci, pe vremea aia, pentru un dolar, făceai 7 ani pușcărie. Era egal cu violul. Însă eu făceam totul, zic eu, așa spuneam pe atunci, cu cap. Nu eram combinat cu nimeni, ci lucram numai singur. Pentru că dacă erai singur, n-avea ce să-ți facă securitatea la anchetă. N-avea cum să zică, păi ăla a spus de tine ceva. Deci eu mergeam pe principiul ăsta. Și m-am căsătorit în lume. Dumnezeu totuși mi-a dat o soție care m-a readus pe calea cea bună ulterior. Am avut 2 copii, am botezat în biserica ortodoxă, a venit anii 90. Nu aveam o stare și o liniște. Am fost la piața universității, am vorbit de 2 ori de acolo. Printre cei care erau era Ana Blandiana și ceilalți și mi-au spus, după ce le-am spus, dumneavoastră vorbiți maselor
care n-au nivelul dumneavoastră de pregătire. Ar trebui să coborâți la nivelul muncitorilor. Păi vorbește dumneata. Și am vorbit într-adevăr. A fost foarte bine. Dar ceea ce am vorbit eu, am vorbit exact despre credință. Este nevoie să ne întoarcem către Dumnezeu. Am venit minerii, mineriada, cei care eram acolo eram vizați și a trebuit să plec pe azil politic în Germania. Dumnezeu a vrut să mă scoată din cercul de aici, pentru că având prieteni, mergeam la o bere și când spunea, băi, eu plec acasă, că e târziu, ce mă, te ține nevasta sub papuc, lasă, mai dau eu un rând. Și tot așa, păcatul era greu de învins. Plecând în Germania, aveam o liniște relativă și totuși ceva în suflet, nu găseam pacea. Am căutat, mă duceam la biserica reformată, luterană, duminica. Într-una din zile am văzut un grup acolo unde aveam noi, se numea Asylantenheim, Căminul pentru Străini. Veniseră două surori baptiste care țineau predică. Și m-am dus și până m-am vorbit cu ele separat după ce am început să discutăm de religie. Și ele au spus totuși ce susțin de regulă baptiștii. Însă am avut o rugăminte la ele. Nu cunoașteți cumva o biserică adventistă din Germania? Cum să nu? Și mi-au dat o adresă. Aici fac o paranteză. Dacă am fi fost noi adventiștii, am fi spus, nu vă duceți la aia, la baptiștii, dacă ar fi cerut cineva. Pentru că noi avem adevărul. Și aici facem o greșeală mare. O mare greșeală, de multe ori. Mulți dintre noi. Acolo am învățat că nu este bine să spunem, noi deținem lumina, noi facem, la noi este adevărul și toate cele. Ar trebui să spunem despre dragostea Domnului Iisus, să spunem cât de mult ne iubește și pe urmă acea persoană începe să devină interesată de acest lucru. A venit și ziua botezului în care soția a spus, dacă eu merg cu tine pe drumul ăsta, mă voi boteza și eu. Și ne-am botezat. Până spus septembrie 1993 în Traisa, în Germania. Și astfel am făcut din nou legământ cu Domnul. Ulterior am văzut câtă rugăciune a făcut părinții mei pentru mine. Și titlul care era, de vroiam să-l țin acum, este Puterea rugăciunii. Noi de multe ori nu facem acest lucru în public. Dar eu am învățat un lucru și îl mențin. Când merg undeva în călătorie, înainte de a pleca autocarul sau avionul, mă rog, eram odată în Zürich cu ani în urmă și când a plecat autocarul, am făcut rugăciune. Lângă mine era liber. Vine o doamnă și se așează și mă întreabă discret, sunteți creștin? Zic, cu ajutorul Domnului sper să fiu creștin. Nu pot să zic 100%, că faptele noastre sunt omenești, mai greșit. V-am văzut că v-ați rugat. Eu sunt penticostală, de familie penticostală. Dar nu-mi place religia aceasta. Pentru că mama, la Biserică Sfântă, iar acasă e o scripțuraică. Tatăl meu este un curvar și face și drege și bea. Și totuși, din ce am citit și eu în Biblie, nu găsesc adevăr la ei și în Biserica Penticostală. Și eu am avut un vis și am tot întrebat și în stânga și în dreapta să mi-l explice. Și n-am găsit pe cineva să-mi spună ce înseamnă visul ăsta. Și mi-a spus și mie. Am visat că eram într-un loc și dintr-o dată s-a făcut o lumină care nu pot să o descriu. O lumină sfântă, ceva care nu avem cuvinte omenești să o descriem. Și s-a deschis un cer privind. Și pe urmă s-a mai deschis un cer. S-au deschis 7 ceruri în fața mea. Și sus, pe voltă, și-a făcut o paranteză, bunicul meu era fierar. Și când scotea fierul din foc, era roșu. Și scântei la cele care... A apărut ceva în genul ăla ca un deget, care a scris sus pe bolta aceea, vino. Și m-am trezit. Și n-a putut nimeni să-mi spună ce înseamnă. Și atunci Duhul Sfânt m-a inspirat și am spus, în viață, fiecare dintre noi avem o răscruce. Dumnezeu,
pe toți care suntem, nu ne lasă în întuneric. Ne creează condiții ca într-un anumit timp, cum a fost și la sora noastră dragă și la ceilalți dintre dumneavoastră, ca să ne decidă. Și am spus, tu trebuie să te duci și să cauți Biserica Adventistă, n-am cum să-ți explic prea multe acum, și păi cunosc, eu sunt din Ploiești și am mai fost odată cu bunica mea acolo. Zic, tot mai bine, dacă știi, să te duci acolo. Ne-am apropiat de Ploiești, a trebuit să coboare și a spus, oare mă va ierta pe mine Dumnezeu, că eu am făcut avorturi, fumez, mai și beau, fac lucruri rele, care Dumnezeu nu le place. Zic, dacă te vei ruga, Dumnezeu o să te ierte pentru toate. Și aproape în lacrimi, când a coborât, a spus, roagă-te și pentru mine. Și să știți că rugăciunea are un efect nemaipomenit. Ați văzut experiența care a fost cu rugăciunea aici, în biserică. Mi-a spus astăzi un frate, zice, am citit, pentru că fiecare a făcut un mic cadou. Și am scris câteva rânduri. Dumnezeu m-a înzestrat și cu harul ăsta, că am fost și ziarist, printre altele. Am scris în presă. Și a spus, am citit de 7 ori. Și nu venea să nu mai citesc încă o dată ceea ce mi-a scris acolo, cu demne biblice. Așa că, ulterior am văzut și rugăciunea părinților mei și mi s-a confirmat de fiecare dată ce rol are rugăciunea în viața noastră. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune și, în primul rând, dimineața, să ne rugăm. Și să ne rugăm pentru cei de lângă noi. Să ne rugăm pentru ca să ne scoată în viața noastră un suflet care dorește adevărul. Dar celelalte probleme care le avem noi, eu îi spun Domnului, tu știi de ce am nevoie. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin. O invit să poftească pe sora Vio. Vio, da. Ce? Am oarece emoții, deși am vorbit într-o sală mare, dar cu spatele spre public, în instanță. Ce să spun? Eu fac parte dintr-o familie de credincioși. Mama, la vârsta la care eu am împlinit 3 ani, s-a botezat la baptiști. Și de mică cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu, vedeam că se roagă în casă, bunicul în special, venind, părinții mei sunt ardeleni și în Ardeal a cunoscut credința adventistă, însă nu o practica. Îi spuneam mereu mamei, țin minte, Sabina, mergi acolo, dar nu ești pe drumul bun. Eu băgam și nu băgam de seamă ceea ce discutau ei. Însă, de foarte mică, asta nu mai aduc aminte perfect cum a fost. Ori am visat, ori am văzut cerul deschis. Deci, vă spun, imaginea asta m-a urmărit ani de zile și din cer de sus m-am văzut eu mică pe un trotuar între blocuri înalte și de acolo două persoane stând pe două fotolii somptuoase, așa, se uitau, doi bătrâni erau, se uitau spre pământ și spre mine cu oarecare compătimire. Eu mergeam așa. Imaginea asta m-a urmărit, i-am spus-o mamei. Mama zicea că sunt copilării, nu prea mă băga în seamă, dar totuși mi-a spus, mamă, să zici, Doamne, Doamne, să te rogi, că poate Domnul Iisus a uitat spre tine. Am rămas cu această imagine și ani de zile mi-o aduceam aminte, dar în final, spre când m-am făcut mai mare, s-a estompat. Am spus-o pentru că este esențial în ceea ce a urmat în viața mea. Deci am mers în Biserica Baptistă, am fost la școala duminicală, acolo așa era practica, de la ora 9 copiii fac o școală duminicală, noi pregăteam versetele, era ca un fel de concurs, cine găsește mai repede să citească, cine... Am cântat în orchestra de mandoline a bisericii și lucrurile astea le-am făcut până la vârsta de 13 ani, deja am făcut prieteni acolo, era o plăcere pentru mine să merg acolo.
În momentul ăsta s-a întâmplat un lucru, în sensul că bunicul tot îi spunea mamei mele, tatăl meu nu era la credință. Și spunea într-una, Sabi, nu faci bine, nu faci bine. Mama spune, bine, dragă, nu fac bine, uite, o să vină pastorul Bunaciu la noi acasă, este tatăl lui Oti, și o să vină și un pastor de la Adventiști, ca eu să mă conving. Și eu o să le pun întrebări. Eu stăteam la mijloc, ascultam. Și am auzit discuțiile, cert este că singura, ultima imagine care mi-a rămas a fost că fratele Bunaciu a spus că nu mai are argumente să-i aducă celuilalt pastor, pastorului Pascu. Și mama din acel moment a hotărât să meargă la Adventiști. În momentul ăla cu mine s-a rupt filmul, pentru că deja treceam de la o zi de duminică în care eu eram obișnuită cu prietenii să merg la adunare, să îmi făcusem prieteni acolo foarte mulți. Aici, la Belu, acolo mergeau, au mers bunicul și mama. Nu cunoșteam pe nimeni, nu... Deci eu n-am mai mers la adunare cinstit. Din acel moment, n-am mai mers. Tatăl nu mergea la adunare, nu mă obliga nimeni, mama îmi spunea, însă în sufletul meu, la momentele grele ale vieții, aveam credință și mă puneam pe genunchi și mă rugam. Asta îmi rămăsese și în final, mă rog, am terminat facultatea, mai spre bătrânețe am zis eu, domne, se poate face a doua facultate, am făcut dreptul. E, aici a fost o chestie interesantă, că la drept roman, l-am întrebat pe profesorul de drept roman cum, ce s-a întâmplat în 321, când s-a dat actul acela de schimbare, deci legiferarea efectivă a schimbării zilei de odihnă și cum a fost. Profesorul a fost foarte binevoitor și ne-a explicat. A fost apoi o excursie la Roma, în care am vizitat catacombele și tot în acest timp s-a întâmplat că am citit și cartea Cămașa lui Hristos. Și toate lucrurile astea mi-au deschis orizontul mai larg spre a percepe altfel Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă spun că între timp și tatăl meu, datorită comportării exemplare a mamei în familie, s-a convertit și venea, era botezat și la Biserica Adventistă la Belu acolo. Și am zis, domne, eu am trebuit să văd pe ce cale o iau. Da, tot nu. Deci, deși am văzut lucrurile astea, tot n-am luat decizia finală. Ulterior, a plecat fratele meu în Statele Unite, a trecut Dunărea în not și mi-a spus, băi, eu înainte să trec m-am rugat și mi-am deschis Biblia. Și în momentul ăla i-a căzut un verset că vei trece prin apă, apa nu te va uda, sabia nu-ți va tăia capul, ceva de genul. Și cu credința asta a trecut și a ajuns în Statele Unite, s-a botezat în Belgrad. Din păcate, acum nu mai merge la adunare, însă am avut discuții foarte lungi pe tema asta a bisericii și chiar el era contrariat când eu m-am botezat, a zis, cum tu care aveai, zic, da, și avem multe de discutat. Și a început și el să spună că ar vrea să meargă din nou la biserică și asta m-a bucurat într-un fel. N-a spus că vrea să se boteze, dar să se reboteze, de fapt, că s-a botezat la Belgrad. Dar asta m-a bucurat. Ceea ce însă m-a hotărât să iau decizia finală a fost faptul că tatăl meu la mine în casă a făcut un accident cerebral vascular. S-a dus la spital, au trecut cele 14 zile, l-au dat spre recuperare, am crezut că totul o să fie foarte bine, cert e că nu și-a revenit. Ultimul cuvânt pe care l-a spus tata a fost Iisus și s-a uitat la mine. După ce s-a dus, pe mine deși mama a fost cea care mi-a sădit pe Dumnezeu în suflet și pe Domnul Iisus, faptul că l-am pierdut pe tata m-a marcat extrem de tare și nu îmi reveneam, trecuse aproape 6-7 luni de când murise tata și eu nu îmi reveneam și mergeam pe stradă de la mine, de la doamna Ghica spre Bucurobor și tot timpul îmi venea să plâng, dar așa, din senin. Și la un moment dat
am auzit un gând. Viorica, de ce plângi? Tu ai un tată în cer. În momentul ăsta mi s-a deschis imaginea aceea din copilărie. Și ăsta a fost declicul, să zic așa. Din acel moment, bine, eu să știți că eu aici la adunare, am fost când s-a deschis această adunare și le-am spus alor mei să se mute aici. Pentru că și așa, mă rog, au venit ei aici. Deci, practic, eu niciodată nu am stat departe de adunare. Da, veneam, nu mai veneam. Deci, nu pot să spun că am fost să merg în lume, așa. Chiar și soțul meu este din lume, dar eu am căutat un băiat care să nu fumeze, să nu bea. De Paște am avut discuții foarte... și la căsătorie, eu n-am vrut să țin lumânarea, nu m-am dus să pup icoanele, deci a fost un întreg, mama soacră a zis, e, lasă că cu timpul o dăm noi pe brastă, deci nu... Dar am reușit, deși la început ne-am certat, am reușit așa să-i convinc că dacă eu nu am crezul ăsta în inimă, nu pot să fac ceva împotriva acestui crez. Și nici ei nu trebuie să se supere pe mine. Și în sfârșit am luat decizia să vin la adunare. I-am spus mamei, zic, mama, zic că trebuie să învăț doctrina aia voastră, să o văd eu exact. Și da, mama zic, da, n-ai carte din aia. N-am. Și la Bolintin noi avem o casă de vacanță. Și acolo, când ne-am dus la adunare, mama i-a spus unui frate de acolo că eu doresc o astfel de carte, mi-a dat-o. Și acolo am început, practic, să primele lecții de doctrină. Ulterior, aici, cu fratele Crețu, am studiat mai mult. Și decizia, pot să spun că am luat-o așa, chiar și după ce discutasem cu fratele Albu, eu tot mă gândeam, ba că e iarnă, ba că aș vrea vara, dânsul mi-a spus... Poate vreți într-o apă curgătoare, dar dacă e iarnă și intrăm în apa curgătoare, îngheț. Și am zis, merg acasă să-i spun soțului, pentru că soțul, când îi spusesem eu mai de mult, mi-a zis, a fost împotrivă, deci a zis, ne despărțim eu, dacă tu... Păi zic, eu ți-am spus de la început cum sunt și indiferent că m-am botezat, că m-am măritat la ortodox și eu... Nu știu, nu pot, eu nici nunta aia, eu nu am gustat-o, n-am simțit-o așa, cununia civilă. Și i-am spus lui lucrul ăsta și atunci el mi-a zis, deci cu timpul, nu știu, cred că am mai îmbătrânit, cred că și-a dat seama despre felul meu de a fi, pentru că acum, când mai era o săptămână până la botez, eu l-am întrebat pe el, măi, zic, nu știu, uite, zic că am făcut cursurile astea și acum pe 7 s-a anunțat așa că e botez, dintr-o dată. Că eu tot credeam că se mai lungește, că mai aveam din lecții să... Și zic, acum eu trebuie să iau hotărârea. O să ne asculte, o să... Da? Măi, Viu, dacă acolo simți tu că te împlinești sufletește, mergi acolo. I-am spus și lui, deci, gândul acela care mi-a venit așa. Și am venit, până la urmă am zis, da, gata, mă botez, a fost un botez... foarte frumos așa și din momentul acela am simțit ca o eliberare. Experiențe cu, așa, cu Domnul Iisus am avut multe. Vreau să vă spun că de multe ori la serviciu am avut probleme mai grele și nu știam cum să le fac față. Și atunci mă retrăgeam într-un loc discret așa și mă rugam. Și după aceea, nu știu, aveam mintea mai limpede și știam, parcă se lua un văl de pe ochi așa și știam cum să le apuc. Cum să le rezolv. Și lucrurile astea mi se întâmplă de când am venit la adunare mai mult. Și mă bucur pentru că mama mea s-a rugat pentru mine, s-a rugat foarte mult mama și cred că dacă tata ar fi trăit, s-ar fi bucurat și el. Și încă ceva, o chestie, adică un lucru pe care l-am descoperit, vă spun sincer, la cina care a fost data trecută, acum, de curând, l-am auzit pe fratele Albu spunând de versetul acela din Matei 23:9, în care se spune că tată să nu spui nimănui pe pământ, tată scris cu ghilimele, pentru că unul singur este tată și acela este sus în ceruri. Și atunci m-am gândit din nou la cum mi-a venit mie gândul acela. Deci cam asta, așa a fost la mine.
pacea Domnului. Eu am să vă relatez experiența prin care am trecut datorită dumneavoastră. Deci această experiență am numit-o experiența bisericii. Această experiență a început pe la 15 decembrie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos că sunt aici în această biserică, deoarece a făcut să am parte de o experiență minunată. Fără dumneavoastră nu puteam să am parte de o așa bucurie, așa, dar că nu pot numai eu să mă bucur, ci doresc și dumneavoastră, dragi frați și surori, să vă bucurați și să vedeți cum ați putut să faceți fericite aceste trei familii. La una dintre ele, la cea cu 7 copii, am făcut un apel prin luna noiembrie anul trecut de o mașină de spălat. Îl cunoșteam pe tatăl lor, care este foarte bolnav, care m-a rugat să fac rost de o mașină de spălat, că este tare greu soției lui să spere după 9 persoane. Îi mulțumesc Dumnezeu că lângă mine, în această biserică, se afla sora Gabriela Cristinoiu, deoarece Domnul i-a pus în gând un lucru. Fără această inițiativă, poate nu ajungeam la această situație măreață. Dânsa a spus, s-ar putea ca o mașină de spălat veche mai mult să-i amăgești, că nu știi cât va merge. Hai să cumpărăm una nouă și îți voi da și eu bani. Dar Dumnezeu a avut în plan mai mult și îi mulțumesc că numai El știa nevoia lor și dorința mea de a-i ajuta. Dar banii nu-i strânsesem, așa că Domnul mi-a vorbit. Dă tu tot ce ai și apoi vei vedea binecuvântarea. Și așa a fost, dragii mei. Am făcut comandă de mașină la Satul Mare, pentru că aici în București nu am găsit, căci aveau nevoie de o mașină neautomată, căci apă aveau numai la fântână. Dar această binecuvântare nu o puteam primi decât prin dumneavoastră și mai ales prin sora Mioara Pârvu. Dânsa a mers la dumneavoastră ca să dăruiți câte un bănuț, dar aceasta o face pe dânsa să fie o binecuvântare pentru alții și vă rog să o iertați de fiecare dată când vine la dumneavoastră. Dar Domnul nu s-a oprit aici și alte surori mi-a dat îmbrăcăminte, jucării și le mulțumesc foarte mult. Am mai cumpărat daero, săpun, dulciuri, portocale, banane, conserve, pâine, margarină, dulceață pe care le-am împărțit în pungulițe și am făcut pachete la toate familiile, că nu doream să îi lipsească careva ceva. Prima familie la care am ajuns are 2 copii, dar amândoi părinții fac dintr-o familie sărace și nu au posibilități. Băiatul cel mare a suferit o operație pentru că a avut o malformație la intestine și 9 luni de zile a avut anus contra naturii. Dar Dumnezeu l-a salvat și este foarte bine. Singura lor salvare era o vacă, dar și asta a găsit-o moartă pe izlas. Vă dați seama prin ce au trecut. Nu se găsește cuvinte de alinare în această situație, să ia și hrana de pe masă. Dar numai Dumnezeu știe de ce s-a întâmplat așa. Aici mai sunt și alte nevoi. La a doua familie are 2 copii și a mai luat în plasament încă 2. M-a impresionat foarte mult această familie, pentru că neavând o situație bună, a mai luat în grijire și alți 2 copii. Chiar unul dintre ei vede numai cu un ochișor. Ei sunt foarte religioși și nu lipsesc nicio duminică de la biserică. Trebuia să merg și la ultima familie, cea cu 7 copii, în care primul are 13 ani, 11 ani, 10 ani, 9, 7, 3, 2 ani. Dar pentru că nu fusesem niciodată la ei acasă, m-am rugat Domnului să-mi dea pe cineva să merg acolo. Și Domnul a făcut ca mama, care avea îngrijirea acei copii, să meargă cu mine, pentru că ea cunoștea situația lor. Și eu nu doream ca ei să se rușineze de bine, pentru că acolo nu călca nimeni în casa lor, fiind așa săraci. Am găsit o cameră și un pat mare, în care stăteau toți în el. Nu aveau lemne, așa că stăteau toți îmbrăcați, fără foc în sob. Dar credeți-mă, nu am văzut așa copii cu minți și ascultători. Chiar una dintre fetițe a plâns aproape tot timpul de emoție, că i-am îmbrățișat pe toți. Prima dată am scos dulcerele și le-am dat câte o napolitană, dar spuneți-mi dumneavoastră, ce copil se mulțumește cu atât, când ei au văzut o mulțime de dulciuri? Dar nu am mai cerut și sunt sigură că până la ora aceea nu mâncaseră nimic, pentru că nu aveau nimic de mâncare. Mă scuzați. Când le-am dat câte o banană, o să vedeți că o să vă prezint niște poze. Mulțumesc. Se uită la ele pentru că nici nu știau cum să le mănânce. Un copil chiar a mușcat din ea așa. Nu se certau pe jucării și se uitau la noi și noi la ei ca la o minune. Erau așa de fericiți și mulțumitori, așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-am descoperit. Doamna aceea care a mers cu mine a rămas profund marcată de această lucrare.
dar mai ales acești copii minunați și nevinovați de această situație a lor. Aici este o listă de lucruri pe care mai au nevoie, dar și o scrisoare de mulțumire. Și vă mulțumește. Mulțumim frumos pentru tot ce am primit și vom mai primi. Doamne, îți mulțumesc foarte mult. Doamne ajută! Așa aș trebui să scrie un copil de 13 ani. M-am rugat Domnului în continuare pentru ei. Și în luna februarie am primit de la Lica niște alimente și împreună cu Amalia Mângâță le-am mai trimis 3 pachete de alimente. Astea le-am trimis prin poștă. Apoi, în martie, am fost iarăși la ei acasă și alte surori și frații au făcut să-i bucurăm. Pe lângă alimente, lucruri pentru școală și că nu aveau nici ghiozdane, dar mai ales caiete și altele care au trebuit. Dar Domnul a făcut o altă minune. Prin fratele Calu Nelu am cumpărat aragaz și butelia care a fost dăruită, ca să poate să pregătească și mâncare. Sunt foarte fericită că pot să vorbesc cu fetița cea mare la telefon și o întreb de note de școală, pentru că de când vede că e cineva interesată de ea, a început să învețe foarte bine. Și doresc ca viitorul ei să nu se oprească la cele 8 clase, pentru că îi place să învețe. Ca altă șansă nu are. Îmi spune de fiecare dată ce note ia și asta o face fericită, care cui să-i spună. Telefonul pe care am, cum vorbesc cu ea, l-am dăruit din toată inima și mă bucur că am legătură cu ei. Din cauza că iarna a fost așa cum a fost, ei nu au avut lemne, s-au îmbolnăvit foarte rău și ea și tatăl lor. Îmi spunea odată că când se trezea înconvoiată de frig și se uita la frățiorii ei dacă mai trăiesc dimineața. Dar acum sunt bine, au scăpat, au venit căldura și nu mai trebuie foc. Le mulțumesc Domnului și dumneavoastră că am făcut cu toți această familie fericită, măcar pentru un timp. Laudă să fie al Domnului Dumnezeul nostru și păstrez în rugăciune ca să mai avem și în continuare acest proiect în biserica noastră, pentru că doresc să mai ajung de Paște la aceste familii. Acum o să vă prezint pozele cu acești copii minunați. Vă rog frumos să le arătați. Da. Aici am încercat cu banii care mi s-au dăruit să le cumpăr cât de câte mai departe, mai repede. Da, tot alimente, jucării, pe unde ce, unde am primit, mai departe. Da, dați mai departe, că aici am mers cu mașina era plină. Uitați băiețelul cel cu un ochișor și băiețelul acesta. Acesta din mijloc este băiețelul ei și mai are o fată. Se bucurau de dulciurile și de jucării, ceea ce am putut să dau. Mai departe. Mai repede, că sunt multe și aici tot aici. Mai. Aici e cei cu 7 copii. Da, uitați-vă cum nu se uită și că nu știa ce și cum. Uitați-vă la fetița aceasta, cum stă cu ea în mână, că nu știa ce e și cum să o mănânce. Aceasta este fetița mare care vorbesc și v-am spus că a început să învețe foarte bine. Aici se îmbracă, uitați, aici sunt niște lucruri dați de la Lazar, sora Lazar, se îmbracă cu el. Și erau și acum. Aici sunt tot niște geci. Mai repede, mai departe. Mai departe, departe. Această fetiță plângea aproape tot timpul de emoționată ce era. Aceasta este mama. A trebuit să fac poze, să ies. Era ușa, era foarte... Se trecea aerul prin ea tot, vântul și... A trebuit să ies afară să pot să fac poze, că nici nu puteam să am loc acolo cu ei să... Mai departe. Mai dăm mai repede ca să le vedem pe toate. Acesta este are 2 ani. 2 ani. Deci sunt 4 fete și 3 băieți.
au stat îmbrăcați, exact, uitați că am vrut să o mângăi său asta și nu mai știa de, nu știa cum să reacționeze la o mângâiere. Mamă. S-au îmbrăcat și au stat așa, uitați niște păpușele care le-am primit totuși, s-au bucurat când le-au văzut, nici nu văzuse niciodată așa ceva, ca o păpușă în casa lor. Aici ghetuțe tot la fel, jucării care le-am strâns. Mai departe, dați mai repede ca să le vedem pe toate. Și aici este doamna aceea care v-a spus, care a luat copiii în clasă. Aici e mașina de spălat. Fetița aceasta era în pat, că își rupsese piciorul și era în pat, dar a vrut să vadă cu o bucurie, să vadă mașina de spălat cum arată. Și s-a spălat din pat și a venit să vadă. Așa, astea sunt de acum, din când am... Deci acesta este tatăl, mama și copii. Și aici este aragazul care fratele Calu am făcut rost să îl avem și butelia la fel. Ca să le dau să poate să îi învăț să știe cum să-l deschidă și... Da, ce să vă spun, copii cu minți, nu știu, deci, uitați, le era și de rușine când le făceam poze, deci atât de, nu știu, e mai mic, își manifestă bucuria. Aici este o păpușă care am primit-o și am rugat-o pe sora noastră, ca să-mi fac o rochiță pentru păpușa aia și a zice, vreau și eu să vă am poză cu păpușa asta. Da, vă mulțumesc. Din ce localitate e? De unde e? De la Râmnicu Sărat, 24 de kilometri. Vă mulțumesc foarte mult și mă iertați de emoțiile care le-am. Îți mulțumim, doamna, că ești atât de minunat și că ne porți de grijă tuturor. Și acum, pentru că s-a terminat și săptămâna aceasta, aș vrea să vă dăruiesc câteva gânduri. Doar puțin vă mai rețin. Îți doresc, frate și sora, să te trezești cu Dumnezeu în gând, iar bunătatea Lui să-ți îndulcească buzele și inima. Îți doresc să petreci cu El fiecare zi și înțelepciunea Lui să stăpânească deciziile tale. Îți doresc să stai sub ocrotirea Lui, pentru ca nimic din ce-i firesc și lumesc să nu te murdărească. Și îți doresc să trăiești cuvântul lui Dumnezeu pentru a-i aduce Lui slavă și glorie. Amin. Închidem această oră minunată de experiențe cu cântarea 646. Ca să mai
ziua însă sun, cu dor aprins în piept, cât ai fost de bun. Cu tine eu voi sta Tată Ceresc, venim înaintea Ta să aducem slavă și mărire pentru bunătatea și dragostea Ta care o ai pentru fiii oamenilor. Îți mulțumim, Doamne, pentru poporul Tău. Binecuvintează, Doamne, tot poporul ca să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ajută-ne, Doamne, să avem toți viața veșnică. Binecuvintează-ne și ajută-ne să avem o relație permanentă cu Tine. Învață-ne Tu ce să facem, cui să dăm și ce să dăm. Ajută-ne să ne punem toți talanții în slujba Ta. Amin. Binecuvintează-ne și rămâi cu noi în săptămâna care urmează. Amin. Pentru toate îți mulțumim și Te lăudăm. Amin. Amin. E un pix aici, a rămas un pix aici al post. Serviciile divine s-au încheiat, ne despărțim cu pacea Domnului, vă mulțumim frumos că v-ați găsit plăcerea și în după amiază aceasta să veniți și aș vrea să vă propun ceva, de aceea am și urcat aici. Indiferent că veți participa sau nu la concursul biblic de sabat următor, vă rog citiți capitolul 15 din Faptele Apostolilor. L-am citit și pe acesta din săptămâna aceasta 14, este o pierdere să nu citești. Aflăm acolo lucruri incredibile. Dacă ați recitit capitolul 14 și ați aflat despre Dorca, Tabita, ce a făcut ea, că aici vorbim de Tabita, experiențele noastre, ați avea altă atitudine să veniți la biserică. Și cartea Faptele Apostolilor n-a fost așa de citită și studiată cum a fost Tragedia Veacurilor. Și eu cred că este tocmai bine venit pentru a fi niște ucenici buni și destoinici pentru Dumnezeu. M-a impresionat și amănunte am aflat în capitolul 14. Și cred că Dumnezeu ne rezervă și pentru 15 și 16 multe, multe lucruri care poate ne-a scăpat, poate nu le-am citit niciodată. Și că este un câștig. Vă mulțumesc frumos!